La data de 19 octombrie, în jurul orelor 22 și 10 minute, poliția orașului Vișeu de Sus este sesizată prin apel la 112 că în fața unei unități de cazare de pe strada Rândunelelor are loc o stare conflictuală în care sunt implicate mai multe persoane. Scandalul a izbucnit din nimic, spune una dintre victime, după ce scaunul lui și al unuia dintre agresori s-au atins. Au sărit pe noi, copii mici acolo, în grupul nostru de 2 ani, vă dați seama, terorizați, eu plin de sânge, mi-au spart nasul, buza, plin de sânge pe față. Mi-am cerut scuze, vă dați seama, mi-au cerut scuze, ok, ce consideri tu că ți-am greșit? Nu mai știu care mi-a dat primul, că nu mai realizam și întuneric afară, vă dați seama. Din grupul venit de la Piatra Neamț făceau parte 9 adulți și 2 copii. Încă 2 turiști au fost agresați în acea seară. Avem un prieten de-al nostru care are o umflătură foarte mare în partea stânga capului, dacă nu mai știu ce stânga, de tot numește, dar așa în jurul tâmplii. Are o umflătură foarte mare și prietena lui a primit un... pentru că am îndrăznit să-i spună să-l lase, am primit un pumn în piept, prietena lui. Adică s-au dat și într-o femeie, el la față, l-am apucat doar să-l văd când am venit pe mine și spunea, stai, unde crezi ceva, că ești la mare aici, unde crezi că ești? Un alt turist din grupul celor agresați povestește același lucru, că prietenul lui nu a făcut niciun gest care l-ar fi putut ofensa pe atacator. Îl văd pe prietenul ăsta meu că mi-a făcut un semn că l-a tot să împingi în el ăla din spatele lui și zic, bă, da, și tu mai încoace cu scaunul. Și vezi treaba ta, s-o tras cu staua mea, în parte și tot începea tot să împingea. Apoi, după ce au ieșit cu toții din local, a început tirada de lovituri, agresorul chemându-și în ajutor încă 3 prieteni. Eu bătut de eu sâns pe amândoi. Nimic, direct. Au venit tăia 3 și cu ăsta 4 și s-au apucat nimic. Victimele au plecat înspre pensiunea unde erau cazate, dar atacatorii au venit după ele. Ar trebui să existe filmări din ambele locații, spun turiștii, iar poliția avea dreptul să le ceară. Însă tot ei spun că au observat anumite situații care îi determină să creadă că polițiștii nu acționează așa cum ar trebui. Spre exemplu, o persoană care a venit ulterior să-și ceară scuze în locul atacatorilor s-a îmbrățișat cu unul dintre oamenii legii. A venit ăla și a cerut scuze și nu știu ce. Și când a venit și poliția, după aia a mai venit poliția odată, s-au îmbrățișat, s-au pupat acolo pe scările hotelului, era clară treaba. Am luat la noi 3, adică eu, mie, la prietena asta nostru și la prietena celuilalt, prietena nostru, prietena mea, noi și noi 3, doi bărbați șoferi, au declarat, cei care suntem vătămați, ca să spun așa, ne-a declarat urmând ca a doua zi dimineață să vină să ia declarații și la ceilalți. Dar nu m-a mai sunat, n-a mai dat un telefon, n-a mai sunat, nu ne-a mai contactat nimeni. E toată o mândreală acolo, adică sigur cazul o să... Noi avem frică că... Dar am sunat și eu pe cineva la București, un fost procuror la București, care procuror șef la București, la parchet. Am sunat și eu acolo, acum e avocat și eu luam măsurile necesare. De cealaltă parte, poliția spune că a fost întocmit dosar penal. Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și amenințare, după ce la data de 19 octombrie au fost sesizați cu privire la faptul că în fața unei unități de cazare din Vișeu de Sus ar fi avut loc o stare conflictuală în care au fost implicate mai multe persoane. Din cercetările efectuate până în prezent, polițiștii au identificat persoanele implicate, respectiv 2 bărbați și o femeie din Piatra Neamț și 2 bărbați din Moisei. Persoanele din Piatra Neamț, rănite în cadrul stării conflictuale, au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Tot polițiștii spun că victimele au refuzat emiterea unui ordin de protecție provizoriu și, sub coordonarea procurorului, continuă cercetările pentru documentarea întregii activități infracționale și luarea măsurilor legale.